Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Capricorn. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din zodia Capricorn sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice alt plasament planetar important în această zodie, precum și pentru cei care aveți în viața voastră o persoană din zodia Capricorn și sunteți curioși de ce așteaptă pe acești nativi din Capricorn în luna iulie. Hai să scoatem o carte pentru partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. În primul rând, aici pe partea de dragoste pentru Capricorn a ieșit patrule de cupe. O carte care ne arată că în luna iulie Capricornii ezită. Au o frică, o teamă, o reținere și nu vor să accepte o ofertă sau o propunere venită fie de la partenerul sau partenera lor de dragoste sau de la un posibil partener sau parteneră pentru capricornii care sunt singuri. Hai să clarificăm acest patru de cupe, de unde vine ezitarea, ce nu vă convinge sau ce nu vă convine în această ofertă, în felul în care această persoană se prezintă, se afișează, în toată această situație de dragoste sau această posibilă situație de dragoste pentru cei singuri. Ok, interesant. Aici capricornii sunt dezamăgiți pentru că ei au o viziune foarte clară asupra vieții lor. Și cu această arcană majoră, cu steaua, este clar că aveți niște țeluri foarte înalte, niște standarde foarte înalte și nu vreți să renunțați la aceste standarde. Dar aici cu luna, văd că lucrurile sunt neclare. Vouă nu vă este clar dacă această persoană, care fie este actualul vostru partener sau parteneră sau este un posibil partener sau parteneră, nu vă este clar dacă sunteți sau nu pe aceeași lungime de undă, fiindcă luna este o carte foarte neclară, este o arcană majoră care ne vorbește despre două persoane care citesc același SMS, dar înțeleg lucruri diferite. Despre două persoane care se uită la aceeași situație și trag concluzii complet opuse. Și văd că principala voastră problemă aici cu regina de monede este situația financiară sau așteptările pe care cealaltă persoană le are de la voi. Niște așteptări care sunt prea tradiționaliste și cu toate că, în esență, Capricornul este un semn care ne vorbește despre tradiții, văd aici cu steaua că aveți și niște aspirații foarte moderne, foarte avangardiste. Și aici există o mare discrepanță între o persoană care vrea o relație deschisă, fără limite, fără reguli, o relație bazată pe niște concepte foarte înalte, foarte futuriste, foarte de viitor și o persoană care vrea o relație foarte tradițională, în care femeia stă la oală, bărbatul merge și câștigă banii și fiecare are rolul său tradițional alocat în familie. Și văd că posibil din aceste discrepanțe între așteptările voastre de la relație și de la partener versus așteptările celelalte persoane de la relație și de la partener,
să apară aceste probleme și această nesiguranță a capricornilor, această ezitare. Dacă aveți de-a face cu un vărsător sau voi aveți niște plasamente planetare importante în vărsător, văd că puteți să obțineți ceea ce vă doriți, dar mai trebuie să munciți acolo la relație, trebuie să comunicați mai mult și să clarificați toate lucrurile care acum sunt incerte. Dacă aveți de-a face cu cineva din zodia Pești sau voi aveți niște plasamente planetare importante în Pești, lucrurile nu o să se clarifice niciodată și dacă vreți să continuați cu această relație sau cu această persoană, va trebui să vă asumați că tot timpul o să fie aici un grad de incertitudine și un grad de discrepanță între cei doi parteneri. Dacă aveți de-a face cu cineva dintr-o altă zodie de pământ, cu un alt capricorn, taur sau cu o fecioară, va trebui să aveți grijă cum prezentați situația astfel încât persoana respectivă să înțeleagă exact ce vă doriți și ce vă așteptați. Per total, aici există potențial, dar trebuie să lucrați foarte mult asupra comunicării, să vă setați așteptări, să înțelegeți exact la ce sunteți dispus să renunțați și la ce nu. Și e clar, aici e nevoie de un grad mare de compromis din partea ambilor parteneri, altfel lucrurile nu o să funcționeze. Mai departe, în privința sănătății, nativii din Capricorn au pentru luna iulie arcana majoră nebunul, un nou început. Trebuie să nu vă fie frică, să acceptați această provocare pe care destinul vă pune în față, pentru că această provocare sau acest nou început, orice dietă, tratament, stil de viață începeți acum în luna iulie, o să vă dea mai multă libertate și o să vă ajute să obțineți o stare de sănătate generală mai bună. Hai să clarificăm acest nebun, cum o să apară această șansă la libertate, acest nou început în viața voastră și cum puteți să profitați de el pe partea de sănătate. Foarte interesant. În primul rând vreau să mă concentrez pe aceste două cărți. Pajul de săbii și Eremitul. O carte de comunicare, un paj care vorbește gura fără el și Eremitul care alege să petreacă timp în singurătate și să caute răspunsurile în interior, nu în exterior. De aici vine soarele. Asta este cheia succesului. Căutați răspunsurile în interiorul vostru. Pentru că organismul vostru deja conține toate răspunsurile, toate soluțiile de care aveți voi nevoie și nu ascultați chiar de toată lumea. Aici e important în luna iulie să ascultați doar de figuri de autoritate, de oameni care sunt într-adevăr experți în domeniu. Nu vă administrați tratamente după ureche și nu acceptați tratamente decât dacă au fost prescrise de un medic, de un specialist. Asta este cheia succesului pentru voi în luna iulie. Cu această schimbare atât de mică de atitudine, de mod în care vă relaționați cu sănătatea voastră, cu corpul vostru, cu organismul vostru, de aici o să se cascadeze o grămadă de alte schimbări majore, importante în viața voastră, care o să vă ducă către o stare de sănătate mult mai bună. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici apare Regele de Cupe. Foarte multă sensibilitate, dar în același timp foarte multă înțelepciune și creativitate aici. Ar fi indicat, dragii mei Capricorn, să vă folosiți de această energie în luna iulie, pentru că atunci când vă folosiți creativitatea, o să vă puneți în valoare talentele native și o să fiți apreciați de oamenii din jurul vostru. Atunci când nu vă este frică să arătați și latura voastră sensibilă, bineînțeles, în limite rezonabile, o să puteți să vă conectați mai bine cu oamenii, cu colegii, cu partenerii de afaceri și să creați legături mai strânse. Să creați acolo mai multă încredere între voi și partenerii voștri de afaceri. Și atunci când vă folosiți și de înțelepciunea voastră emoțională, o să vă dați seama că puteți să
identificați mai ușor cine vă minte, cine vă spune adevărul, cine e om de cuvânt, pe cine vă puteți baza și pe cine nu. Hai să clarificăm acest rege de cupe, acest arhetip al regelui Solomon, care a apărut aici pe etalarea voastră de afaceri, bani și carieră pentru luna iulie. Foarte interesant. Pentru o mică parte dintre capricorni, e posibil aici cu împărăteasa să aveți cum să aveți un copil. Și aici oricare dintre cei doi parteneri, soțul sau soția, poate să decidă să intre în concediu pentru creșterea copilului și acest lucru să vină cu o transformare radicală în cariera voastră, în finanțele voastre și să vă folosiți de acest ajutor de la stat, că la urma urmei asta este un beneficiu acordat de instituția statului pentru tinerii părinți ca să poată să se ocupe mai îndeaproape de creșterea copiilor. Și indiferent care dintre cei doi parteneri alege să profite de acest beneficiu, văd că lucrurile o să iasă per total în favoarea familiei. Aici lucrurile o să evolueze foarte frumos, într-o direcție foarte plăcută, foarte echilibrată și chiar dacă pe moment s-ar putea să trebuiască să acceptați o mică scădere în veniturile familiei, pe termen lung, acest lucru nu o să vă afecteze, ba din potrivă, ambii parteneri o să poată să câștige mai mulți bani, pentru că acest moment de pauză, acest moment de repaus vă acordă ocazia să vă reîncărcați bateriile și atunci când o să reintrați în câmpul muncii, să fiți mai inovativi și mai apreciați și să avansați mai ușor în carieră. Pentru toți ceilalți la care nu se aplică această interpretare cu venirea unui copil în familie, această combinație de cărți, împărăteasa, carul și hierofantul, marele preot, ne arată că vin lucruri foarte frumoase pe direcția voastră în carieră. Împărăteasa ne vorbește despre abundență, carul despre viteză, hierofantul despre recunoaștere primită de la instituții, de la autorități în domeniu. Cei tineri, puteți să treceți un examen, să treceți ultima barieră înainte de a putea intra în câmpul muncii. Pentru cei mai în vârstă, poate că ieșiți la pensie și acest lucru vă oferă aici o a doua șansă să mai încercați o afacere pe cont propriu, pe lângă pensia pe care o primiți de la stat. Indiferent cum se aplică asta pentru voi, aici lucrurile sunt foarte pozitive. Pe situația voastră financiară, vin mai mulți bani, vin bani cu foarte mare viteză și vin cu recunoaștere publică. Per total, o lună foarte interesantă pentru capricorni. Sper să puteți să profitați la maxim de aceste energii și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste cărți Puterea Gândului, o carte oracol, un mesaj suplimentar, un gând frumos cu care să vă las pentru luna iulie. Bineînțeles că o să fac în continuare și etalările zilnice, dar acestea vor fi în format restrâns de un minut pe zi, astfel încât să aveți niște mici semne de circulație care să vă ajute să vă ghidați de-a lungul acestei luni. Dar mă aștept ca majoritatea informațiilor să vi le luați din etalările lunare pe zodii. De aceea insist foarte mult să aflați care este ascendentul vostru, care este semnul zodiacal în care aveți luna și toate celelalte planete, pentru că în acest fel veți putea să urmăriți și celelalte etalări importante pentru voi și veți putea să vă faceți o imagine mai completă asupra peisajului energetic pentru luna iulie. Și acum să scoatem cartea pentru zodia Capricorn. Sunt deschisă și receptivă la noi surse de venit. Primesc acum binele meu din surse știute și neștiute. Sunt o ființă nelimitată care acceptă de la o sursă nelimitată într-un mod nelimitat. Sunt binecuvântată peste așteptările mele.
exact ce vă spuneam în această etalare. Fiți deschiși la ce are să vă ofere Universul. Fiți deschiși atât la sursele cunoscute de bunăstare și de binecuvântare, dar fiți deschiși și la neprevăzut, la ce vă spune aici nebunul, la acele surprize pe care Universul le are pregătite pentru voi, pentru că vor fi niște surprize minunate. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!